Vizitatorii s-au fotografiat cu mascații, au pornit sirenele autospecialelor poliției rutiere, au urcat pe motocicleta de poliție, au aflat tainele prelevării de urme de la locul comiterii unei infracțiuni și au stat de vorbă cu polițiștii Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Polițiștii de ordine publică din cadrul grupei canine Maramureș au venit însoțiți de colegilor de echipă, câinii de patrulare și câinii de urmă. Exercițiile demonstrative de imobilizare a unor infractori periculoși au reprezentat punctul culminant al unei zile pline de emoții, atât pentru polițiști cât și pentru copii. Într-o atmosferă plină de bucurie și entuziasm, copiii au fluturat stegulețe inscripționate special pentru acest eveniment cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, Consiliul Teritorial Maramureș. Tot astăzi, la Biblioteca Județeană Petre Dulfo, au fost premiați câștigătorii concursului de desene și fotografii cu tema La mulți ani, Poliția Română. Copiii au venit să admire expoziția, să-și ridice premiile însoțiți de colegii de clasă și de cadrele didactice, cărora polițiștii le-au mulțumit pentru implicare. Câștigătorii concursului au primit tricouri și băscuțe inscripționate cu semnele poliției, diplome, calendare și dulciuri, iar cadrele didactice au primit diplome, orare pentru elevi și alte materiale preventive.